Să poți vedea cu ochii tăi lumina, dar mult mai mare care tu ai, când ți-e iertată vina. Ce mare fapt, ce mare fapt, să ai iertată vina. Ce mare fapt, să poți să auzi cu a ta ureche cântul, dar mult mai mare să poți să guși din roarele tot felul, dar mult mai mare har tu ai, când guși ce bun e Domnul. Ce mare har, ce mare har, ca mirosind parfum de flori frumoase, să răspândești mereu în jur miresme de sfinte alese. Ce mare har, ce mare har, să răspândești miresme. Ce mare har, să crezi în el, văzându-l ca și Toma. Dar e mai mare har să crezi, deși nu-l vezi acum. Ce mare har, ce mare har, să crezi în el acum. De n-ar fi harul tău cel mare, iubitul meu, în care nu-ți mângâie nici ajutor. De n-ar fi har, slăvitul har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi har, de n-ar fi har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi dragostea de tată, spre mine fiul cel pierdut, aș fi pierit și niciodată salvarea mea. De n-ar fi har, slăvitul har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De n-ar fi har, de n-ar fi har, aș
aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De-n-ar fi mantia îndurării, veci mântui sufletului meu, aș plânge plânsul disperării, fără răspuns când chinui greu. De-n-ar fi har, slăvitul har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De-n-ar fi har, de-n-ar fi har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. N-ar fi jertfa ta, Iisuse, și sângele tău sunt vărsat, aș fi purtat pe totdeauna o sânda pentru al meu păcat. N-ar fi păcat, slăvitul har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. De-n-ar fi har, de-n-ar fi har, aș fi pierdut și-aș plânge în zadar. Vine Domnul, vine pe nor, vine cu slavă mare, vine pentru cei credincioși ce stau în așteptare. Vine Domnul, vine Domnul, în curând El vine să ne ducă, să ne ducă sus în cer la sine. Stați, dar gata, fiți pregătiți, candela fi aprinsă, nunta-i pregătită în cer și masa-i întinsă. Vine Domnul, vine Domnul, în curând El vine, să ne ducă, să ne ducă sus în cer la sine. În curând se va sfârși a noastră așteptare, când Iisus se va arăta pe nori al nostru mire. Vine Domnul, vine Domnul, în curând El vine, să ne ducă, să ne ducă sus în cer la sine. Mie poate de sus să fii între tine doresc să seamănă mai mult cu Iisus, să am chipul blând și ceresc să seamănă mai mult cu Iisus, să am chipul blând și ceresc smerenie poartă de rai, deschisă de Domnul Hristos, cu
mă desprag, tu-mi dai veșmânt mai divin, mai frumos. Cu cât mă desprag, tu-mi dai veșmânt mai divin, mai frumos. Smerenie poartă de har, prin tine primesc pe deplin belșug din al cerului tău. Cu cât mă golesc, voi fi plin belșug din al cerului tău. Cu cât mă golesc, voi fi plin. Și în veșnicie.
viața cerească fierbinte, o primim și-o păstrăm înainte. S-alegăm, s-alegăm înspre țintă, stăruim, s-alegăm neîncetat, cine zilnic spre cer nu se avântă, va cădea mai adânc în păcat. Cine zilnic spre cer nu se avântă, va cădea mai adânc în păcat. Să alegăm, să alegăm spre lumină, luminați de prea sfântul cuvânt, adevărul și pacea divină, le primim deslegați de pământ, adevărul și pacea divină, le primim deslegați de pământ. Să alegăm, să alegăm cu credință, chiar și atunci când dureri încercăm, căci atunci vom avea biruință, când spre cel credincioși înaintăm, căci atunci vom avea biruință, când spre cer credincioși înaintăm. Să alegăm, să alegăm spre vecie, înaintând pe cărarea de har, de trăim zi de zi curăție, vom păși al veciei hotar. Ne trăim zi de zi curăție, vom păși al veciei hotar. Să alegăm, să alegăm cu speranță, înaintând înspre cerul frumos, înaintarea ne dă siguranță, că suntem și trăim în Hristos. Înaintarea ne dă siguranță, că suntem și trăim în Hristos. Moarta sunt două surori, alese din lumea cea largă. Maria-i credința ce învață din zori, iar Marta-i credința cea leargă. Maria-i credința ce învață din zori, iar Marta-i credința cea leargă. Maria stătea ascultând și simțea că cerul-și despere că poarta să stau ca Maria într-una aș vrea, dar Domnul iubea și pe Marta. Să stau ca Maria într-una aș vrea, dar Domnul iubea și pe Marta. Maria și Marta sunt două surori, ce rai își petrec veșnicia, dar eu pe pământ parcă-și vrea uneori.
vreau uneori. Când Marta să fiu, când Maria, Iisus pe-amândouă surori le iubea. Și azi la oaltă e soartă, o fermă, Iisuse, în dragostea ta, să fiu și Maria și Marta. O fermă, Iisuse, în dragostea ta, să fiu și Maria și Marta. Acestea sunt cuvântele Dumnezeu la Marcu 4, citind la versetul 21, la versetul 34. Și astăzi vreau să vorbesc despre urechea ca și filtrul al minții. Și versetul care este cel mai important pe care vreau să-l aduc este din versetul 24. El le-a mai zis, luați seama la ce auziți. Deci citim de la versetul 21. El le-a mai zis, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit să audă, el le-a mai zis, luați seama la ce auziți, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Căci celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. El a mai zis, că împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea greu de plin în spic. Și când este copt rodul, pune îndată secera în el pentru că a venit secerișul. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus revestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pilde, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Amin. Puterea cuvântului Domnului Iisus stătea în vorbirea în pilde. Și să înțelegem acest lucru, că și puterea cuvântului nostru stă tot în vorbirea în pilde. Dacă nu știm să folosim pildele din creație atunci când vorbim și să aducem înainte ochilor oamenilor o imagine, o poveste, ca un film, povestea și teoria care o spunem, sau definiția care o afirmăm, sau argumentul care îl aducem, va fi uitat. Pentru că creierul omului este făcut să gândească prin imagini, prin povești, prin narațiuni, prin descrie. Ții minte o poveste. Îi spui unui copil o poveste și ce zice? Mai zi-mi o dată. Și eu mai zic o dată și zice, mai zi-mi o dată. Și încă o dată și încă și place să audă povestea. Pentru că mintea ta povestește de șir în șir și de pe un gen și mintea lui face alt gen cu firul tău și povestea din capul tău este și în capul lui și se fac mii de geme. Dumnezeu a lăsat Biblia, este o poveste. O poveste lungă și în momentul în care o citești, te vezi parte din poveste, citești despre Iosif, citești despre Moise, citești despre Iosua, citești despre atâția oameni care sunt descriși acolo. Și la un moment dat te enervezi când vezi un viclean care a scăpat dintr-o situație sau te vezi ca și unul din eroii pozitivi care sunt acolo. Te proiectezi în povestea care este, te vezi parte din povestea care este și asta vrea Dumnezeu de fapt. Să știm povestea și să fim parte din povestea Lui, nimic mai mult. Să-i credem povestea
Și diferența este între oameni ce povești ascult. Diferența între oameni este ce povești ascult. Domnul Iisus le spunea povești, narațiuni, descrieri. Era un om bogat. Un om avea doi fii. Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Și așa mai departe. Toate pildele Domnului Iisus sunt povești. Frumoase. Ei le ascultau extaziat. Le ascultau și ziceau, niciunul, n-a vorbit niciodată un om ca omul acesta. Și el le vorbea ca unul care avea putere. Păi ce putere putea să aibă când le spunea pildele? Pildele respective, la un moment dat niște farisei au venit și Domnul Iisus le-a zis o pildă. Și când a terminat pilda, zice, farisei au înțeles că spusese, vorbise despre ei. Nu s-au așteptat să vorbească despre ei într-o pildă așa de dură. Și Domnul Iisus avea putere pentru că vorbea în pilde și noi dacă am pierdut pilda, am pierdut puterea. Dacă pierdem capacitatea de a vorbi în pilde și de a îmbrăca un adevăr pe care vrem să-l spunem, îl putem spune printr-o definiție sau îl putem spune printr-o pildă. Dacă îl spunem printr-o definiție, e puțin probabil ca termenii definiției să fie la fel în mintea celorlalți, e puțin probabil să fie perceput. Dar hai să zicem că 10% din cei care ascultă definiția o înțeleg. Restul de 90% pierdă. Din acei 10%, încă 10% vor și ține minte. Deci ai avut impact de 1%. Dar ea spune o poveste și vei avea invers proporția de 90% care vor înțelege și o vor ține minte. De aceea, lucrul care trebuie să-l învățăm de la Domnul Iisus este acesta. Nu le vorbea deloc fără pildă. Oamenilor din jur le vorbea în pilde. Ucenicilor le vorbea tot în pilde, dar deși tălcuia pildele. Când intra în casă, le tălcuia pildele. Când era cu ei deoparte, ei erau așa de obișnuiți că la un moment dat, după ce a ascultat o pildă, când a rămas singur, zice, tălcuiește-ne pilda. Hai, acum ai, să înțelegi ce ai vrut să zici. Și Domnul Iisus, îmi place așa de mult cântarea, dar Domnul iubea și pe Marta. E acolo, Domnul iubea și pe Marta. Și Marta ce era? Era bucătăreasa. Maria asculta și Marta era prinsă cu multă slujire, mai mult decât atât. Marta vine la Domnul Iisus și zice, Doamne, vezi leneșa asta că stă și pierde lemea și eu am atâta treabă. Spune să mă ajute. Și Domnul zice că iubea și pe Marta. Și noi suntem prinși aici. Cel care a compus cântarea a văzut așa de bine. Trebuie să fie în viața asta și Maria și Marta. Domnul iubea și pe Marta. Domnul iubește și pe cel care e prins în treburile acestei vieți. Pentru că și treburile acestei vieți sunt o pildă. Învățăm noi din ele, învață alții din ele. Și Domnul iubea și pe Marta, pentru că mânca din mâncarea pe care o făcea Marta, nu Maria. Și nu de asta că ar fi n-ar fi avut Domnul Iisus ce să mănânce, dar cuvântul este scris pentru noi ca să învățăm că în viața aceasta noi trebuie să fim și Maria și Marta. Acum să ne îndreptăm spre cuvântul pe care l-am citit. Oare lumina este adusă ca să fie supusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Aici lumina este clar că este cuvântul lui Dumnezeu și sfeșnicul despre care vorbește Domnul Iisus aici este sfeșnicul despre care Domnul Iisus vorbește și în Apocalipsa. Sfeșnicul este adunarea. Lumina este pusă ca să fie în adunare, ca să fie vestit, ca să fie cuvântul lui Dumnezeu spus. Domnul Iisus vorbește despre adunare ca unde sunt doi sau trei adunați pentru numele meu, voi fi și eu în mijlocul lor. Când m-am întâlnit ultima dată cu fratele Mia, când era încă cu mintea întreagă, să se îmbolnăvească, mi-a spus, avem adunare la noi în casă, sunt eu și soția, în fiecare duminică, facem frângerea pâinii și erau doi. Era statutar, conform statutului. Lumina este pusă ca să fie în sfeșnic. Nu este pusă sub baniță sau sub adunii. Oamenii au impresia că dacă nu te aduni într-o clădire publică undeva să fii văzut, nu-i sfeșnic, nu-i e baniță sau pat. Ești într-un loc secret. Nu este așa. Pentru că Domnul Iisus spune, eu sunt lumina lumii și în calul zice că voi sunteți lumina. Lumina luminează în întuneric, întunericul n-a biruit-o. Nu este un templu sau o clădire care poate fi publică sau nu, dacă permite statul sau nu. În multe locuri nu permite sau permite în mod fals. Sfeșnicul suntem noi.
templul trupul Duhului Sfânt sunt trupurile noastre și noi, dacă vestim Cuvântul lui Dumnezeu, atunci lumina este pusă în sfeșnic. Și spune Domnul Iisus așa, într-al loc, ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Adică să spuneți lucrul acesta celorlalți și întunericul în abilită. Este o confruntare, este un conflict între lumină și întuneric și acest conflict se duce sub forma dialogului între oameni. În momentul în care spui unui om un lucru, el nu te crede, ce ești nebun. Am mai făcut săptămâna trecută puțină promovare pe Facebook și, bine, unii au zis amin, slavă Domnului, am pus o postare istorică și cu argumente biblice, cam ce am vorbit duminicile trecute, și alții, unul au zis, o intrat direct, vă rog, ce plante o consumată asta care a scris articol? Deci, bătaie de joc, ca de obicei. Lumina este pusă, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dumnezeu lucrează și în aceste zile, în viața noastră și în țara noastră, cât mulți oameni citesc Biblia, mulți oameni ascultă, mulți oameni se apleacă și acum în mediul acesta online sunt așa de mulți. Așa de mult m-am bucurat când am fost la GBV, mi-a zis directorul de la GBV, zice, să știi, Dan, un lucru. Dintre toate țările unde trimitem noi literatură, peste 100 de țări în care au distribuit literatură și unde site-ul lor e pus pe cărți și e accesat, cele mai multe accesări avem în mod constant din România. Și cărțile de limba română cele mai descărcate. Și după ce am mai vorbit ceva cu colegul lui, a intrat din nou pe net și zice, și astăzi cele mai multe accesări au fost din România. Și m-am bucurat, pentru că lumina a strălucit și cuvântul lui Dumnezeu este citit. Acum eu vreau să mă întorc la ce vreau să spun astăzi. Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Lucrurile sunt legate una de alta. Urechea este poarta minții, trebuie să luăm seama la ce auzim, pentru că noi cu urechea măsurăm, deci nu cu gustă urechea cuvintele, cum gustă cerul gurii mâncărurile. Deci urechea nu numai aude, urechea selectează, urechea filtrează, urechea apreciază. Cuvintele pe care le auzi, le poți socoti demne de încredere sau le poți socoti, nu vreau să ascult așa ceva. Cuvintele pe care le auzi pot să-ți fie plăcute la auz sau pot să nu-ți placă. Și zici, nu mai vreau să ascult așa ceva. Adunările și bisericile se transformă din zi ce trece dintr-un loc al prelucrării cuvântului și al fermentării și al rumegării cuvântului într-un loc al distracției, într-un loc al superficialității. De ce? Oamenilor nu le mai place să audă lucruri la care să le pună mintea la contribuție. Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Iar și vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus aici vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu în toată pilda. Lumina, sunetul și sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu. Merge mai departe. El a mai zis, împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Cuvântul lui Dumnezeu a venit în lume și ce înseamnă aceasta? Dumnezeu a aruncat sămânța în pământ. Ce este pământul? Pământul sunt cei ce ascultă cuvântul. Este aici pilda semănătorului, tot capitolul 4. Pe unde intră cuvântul în inima omului? Prin ureche. Prin ureche intră. Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu cu urechea și cuvântul intrat pe ureche lucrează. Și germinează, zice, pământul rodește singur, sămânța întoțește, crește, fără omul să știe cum. Altă pildă. Cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, deci prima dată vorbește despre germinare, a doua pildă vorbește despre creștere, vorbește despre cât de mare crește, păstre celui și pot face cuiburi la umbra lui. Sunt diferite faze ale creșterii cuvântului. Dar în orice caz, cuvântul intră în om prin ureche. Și Domnul Iisus spune așa, luați seama la ce auziți. Ce auzi este ce te formează. Pentru că vine și spune, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Cum vine asta? Cu ce măsură socotești tu ce auzi, cu măsura aia se vei fi tu măsurat absolut. Și este o legătură foarte mare între astea.
Asculți cuvântul lui Dumnezeu, te dedai la cuvântul lui Dumnezeu, te obișnuiești cuvântul lui Dumnezeu, când te rogi, ce te vei ruga? Ce vei vrea să primești? Nu primiți pentru că nu cereți. Sau cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. La un moment dat am stat și mi-am cercetat rugăciunea și am zis, noi ne rugăm să ne fie bine, ne rugăm să nu avem accidente, ne rugăm să nu avem... Ne rugăm să ne meargă bine. Cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Dacă totul e ok, ce faci? Unul din blestemele despre care am vorbit duminicile trecute din Deuteronom 28 zice, din pricina faptului că în mijlocul binecuvântărilor pe care le-ai prins și în mijlocul belșugului, nu ai slujit, nu mi-ai slujit mie cu bucurie. Nu mi-ai slujit mie cu bucurie, zice Dumnezeu. Mai sunt termen acolo, nu mi-l amintesc acum. Dorința lui Dumnezeu este ca atunci când ne dă tot ceea ce avem nevoie, să-i slujim Lui, să-L ascultăm pe El. Dar exact ca și Eva, mama noastră, și ca și Adam, tatăl nostru în Eden, care și-au plecat urechea la șarpe, n-au băgat de seamă la ce aud. Și cuvântul ne răsună astăzi peste viacuri, cuvântul Domnului Iisus ne spune ca să ne trezească mintea. Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură îți măsori cuvintele, cu aceeași măsură ți se vor măsura cuvintele. Ești credul și crezi tot ce ți se spune, sau urmărești tot ce îți place și asculți pe cei care îți vorbesc plăcut, vei purta consecințele a ceea ce asculți. Hai să citim mai departe, oare unde am pus niște semne despre această auzire. Este vorba despre sensibilitatea noastră la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim pilda lui Isaia, după ce a vorbit în vechime părinților noștri, a vorbit ca un tunet, a vorbit ca un fulger, pe Sinai a fost foarte dur și Moise și poporul a cerut să nu mai vorbească așa, că nu poate să suporte și a pus o marama pe față când Moise a venit și strălucea fața. Mai departe, când Ilie s-a dus tot acolo, a venit tunet, a venit cutremur, a venit vânt și Domnul nu era acolo și a venit un susur blând și subțire. Și Domnul era în acel susur blând și subțire. Întrebarea pe care mă punem. Noi avem sensibilitatea auditivă, spirituală, a sufletului. Să deosebim cuvântul lui Dumnezeu dintre sunetele care bubuie în lumea aceasta. Am fost săptămâna trecută la street food să mâncăm seara și la un moment dat așa de tare bubuia. Nu am riscat, trebuie să plec de acolo. Nu știu de ce, ce le poate plăcea la oameni sunetul acela care face să-i tremure ficatul în burtă și să-i sare inima din piept când sună așa de tare. Noi avem sensibilitatea spirituală să deosebim cuvântul lui Dumnezeu de alte cuvinte. Pentru că există riscul de a ne se tăbăci urechea, de a asurzi spiritual. De a nu auzi, de a nu-ți plăcea să auzi decât sunete puternice. Un surd trebuie să strigi la urechea lui, da? 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 12, citim o bucată de text. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise care își punea o maramă pe față pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte. Deci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Deci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Mă să tâlcuim puțin ce scrie aici. În primul rând să traducem. Marama este ridicată, dată la o parte în unsul. Când înțelegi că Iisus este unsul, ți se desfășește tot Vechiul Testament. Pentru că evreii l-au răstignit, mai mari lor, pe unsul, nu vor să înțeleagă, n-are cum să fie ăla. Și nu vor să citească nici Evangheliile, nu vor să înțeleagă nici Vechiul Testament și nu vor să înțeleagă că unsul trebuia să sufere. Ei așteaptă în continuare un uns care îi va face cei mai tari de pe pământ. Moise își punea o maramă pe față.
a cerut să nu li se mai vorbească. Poporul era îngrozit și tremura. Marama aceasta este neînțelegerea pe care o aveau ei și este o imagine a greutății de minte pe care o au evreii până în ziua de azi, un popor foarte deștept, popor care și anul acesta a dat nu știu câte premii Nobel și are cu mult mai multe premii Nobel decât oricare alt popor de pe fața Pământului. Când e vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, sunt greoi la minte. Trebuie să ne punem foarte serios întrebarea aceasta și să privim la ei, sunt martiri de Dumnezeu, dacă ei, un popor așa de deștept, nu au capacitatea de a fi ager la minte, ușor la minte, să le fugă mintea repede la înțelegere, cu atât mai mult noi, dacă ne lăudăm că suntem ageri în multe domenii, dar suntem greoi la Cuvântul lui Dumnezeu, am pierdut tot. Pentru că s-ar putea întâmpla ca viața noastră să tragă la căruța altuia, s-ar putea întâmpla ca să fim martă, dar să nu slujim Domnului Iisus, s-ar putea întâmpla ca să ascultăm ce nu trebuie și să nu băgăm de seamă ce trebuie. În alt loc din Cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei, capitolul 5, zice Cuvântul lui Dumnezeu așa, versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, căci v-ați făcut greoi la pricepere. Ia uite, cuvintele lui Dumnezeu trebuie tâlcuite, trebuie pricepute și trebuie să existe o ușurătate asupra acestui proces. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă înveți cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte în hrănătare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre dreptate, despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Aici un verset crucial. Niște creștini care, datorită obișnuinței cu laptele, cu adevăruri începătoare, au ajuns greoi la pricepere, n-au mai putut pricepe lucrurile greu de tâlcuit, deci Cuvântul lui Dumnezeu are lucruri greu de tâlcuit, nu sunt ușoare, nu putem zice, apoi Domnul se atinge de inima ta și îți va explica toate lucrurile, nu e valabil, trebuie noi ca să explicăm altora și trebuie să plângem pentru alții ca să ne înțeleagă și trebuie să existe o obișnuință. Vedeți, dacă vine cineva aici și vede că 10 oameni stau în jurul unei cărți și se ascultă o oră sau chiar într-o biserică unde se vestește Cuvântul lui Dumnezeu, dacă stau și ascultă, și-au pierdut îndemânarea de a asculta. Nu mai există predică de o oră sau, avai de mine, cum, 15 minute și ăla să fie puțin distractiv, puțin nu știu ce, puțin așa, ușurătate ca să nu se plictisească oamenii. Pentru că oamenii și-au pierdut abilitatea, obișnuința, capacitatea, întrebuințarea de a mesteca Cuvântul lui Dumnezeu. Sau dacă mestecă, nu discern, pentru că noi astăzi vorbim despre discernere, nu despre rumegare. Și există un animal, vedeți că sunt multe animale, unele au ghiare, altele au dinți, animalele răpitoare toate au ghiare. Este un animal foarte interesant, care n-are copita despicată, dar rumegă. Și Domnul Iisus spune să nu-l înghițiți. Voi, fariseilor, strecurați țânțarul, adică aveți discernământ la lucrurile care nu trebuie și înghițiți cămila. Cămila este cea care rumegă, dar nu-i curată pentru că nu are copita despicată. Deci rumegi lucruri nediscernute, neselectate. Și astăzi vreau să vorbesc despre selectarea lucrurilor pe care le auzi. Să nu te gândești la lucrurile, deci la ce te gândești, aia ești. La un moment dat îți place, să ne place să ne gândim la ceva. Și gândindu-ne la acele lucruri, le procesăm, le vizualizăm și se obiectizează în noi, devin fapte. Dumnezeu spune aici așa, să fii obișnuit cu cuvântul despre dreptate. Dacă te întâlnești cu cuvântul despre dreptate, te obișnuiești cu cuvântul despre dreptate și devii agil, ager, la pricepere. Și ți-s ușor de tâlcuit lucrurile. Vedeți? Totul are legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Profeții au vorbit în pilde.
Dacă citești Vechiul Testament, găsești pilde, tot fel de pilde. Ceea ce e frumos la pilde este că simbolul unei pilde îl regăsești în altă pildă. Și nu numai simbolul, tâlcul unei pilde îl găsești în altă pildă. Asculți o pildă, citești o pildă a unui profet și explicația și tâlcuirea o găsești la altă. De multe ori, pildele din Vechiul Testament sunt tâlcuite de Domnul Iisus. Este o pildă cu scrisul pe pământ pe care Domnul Iisus a făcut-o, acolo invers. Domnul Iisus a făcut pilda și tâlcuirea era în Ieremia. Cei ce se îndepărtează de mine vor fi scriși pe pământ. Și așa mai departe. Sunt lucrurile lui Dumnezeu sunt legate și trebuie să existe o abilitate, trebuie să existe o agerime de minte, trebuie să fie o ușurință de pricepere pentru ca să, zice, avem multe de zis, zice, cu multe alte cuvinte îndemna și zicea mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Ai multe de zis, prezinți pilda dintr-o parte, o prezinți și din cealaltă, începi subiectul dintr-un punct, îl prezinți și din alt punct, că undeva poate să leagă cu mintea lui, cu mintea omului, pentru că omul procesează pilde, omul procesează creația lui Dumnezeu, e legat de creație, îi place să mănânce, îi place să privească, îi place natura, îi place ce vede. Și undeva aici se poate face conexia între planul lui Dumnezeu și ceea ce omul vede logic și deductiv. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia celor judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Iată o stare pe care ar trebui să o avem și o stare pe care ar trebui să tindem. Judecata s-a deprins prin întrebuințare. Adică să ne întrebuințăm cu cuvântul dreptății. Întrebuințarea aceea, așa cum mâncarea. Omul se obișnuiește cu mâncarea, judecata se obișnuiește cu întrebuințarea cuvântului lui Dumnezeu. Și noi trebuie să avem această dexteritate, această obișnuință cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai să luăm Cuvântul lui Dumnezeu ca o mantră sau ca și cum își face, ieri am dat Noul Testament la niște vietnamezi, era un grup de vietnamezi care lucra și le-am dat la fiecare. Și doi dintre ei care erau catolici, știam de ei, spuseseră că sunt catolici, când au văzut cartea au început să-și facă cruce. Asta era legătura lor și unul dintre ei a scos cruciulița de la mână sau de la atât și mi-a arătat-o. Că el e catolic. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie pentru noi ca o mantră să-l citim numai așa, ca să zicem că cumva va avea efect în viața noastră că am citit un capitol. Trebuie să fie ceva la care să medităm, la care să legăm unul de altul, la care să ne gândim și să fie de fapt planul și povestea în care ne integrăm. Pentru că dacă suntem integrați în acest plan și ne vedem partea acestui plan, atunci se întâmplă ceea ce am citit în versetul 18 din 2 Corinteni, capitolul 3. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Adică este o pildă, pilda reflexiei în Vechiul Testament, care spune așa, cum privește apă față la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Te împrietenești cu cineva, îți spune secretele lui, ești deschis să începi să-i spui și tu secretele tale. Îți spune necazurile lui, începi să-i spui necazurile tale. Îi te deschizi. Omul are această capacitate de a se reflecta. Eu am pățit-o cu mulți care au vrut să-mi afle secretele și am început să-mi plângă pe umăr. Asta ca paranteză. Dar ca pilda a lui Dumnezeu este când începi să vezi durerea lui Dumnezeu și necazul lui Dumnezeu, începi să spui și tu necazul tău. Și poți să-i spui lui Dumnezeu necazul, pentru că înțelegi că Domnul Iisus a purtat poverile noastre în trupul său. Cum răspunde în apă, față la față, răspunde inima omului, inima omului. Te uiți în Vechiul Testament, ca Moise, ca și evreii, zice, acum dar privim ca într-o oglindă, în chip întunecos. Atunci vom vedea față în față. Băgați de seamă că nu este vorba de sfârșitul veacului și de sfârșitul revelării Noului Testament. Că Noul Testament va fi revelat. Vom vedea fața Domnului. Vedem fața Domnului. Fața Domnului ce este? Cuvântul Domnului. Vechiul Testament a fost fața lui Moise. Cine zice că citește fața lui Moise? Dar cuvântul așa prezintă aici pilda. Moise își punea o marama. Marama rămâne pe inimile lor când citesc Vechiul Testament. Ei văd ca printr-o pânză ved Vechiul Testament pentru că marama este exact împotrivirea față de înțelegerea că Domnul Iisus Hristos este Domnul Iisus este Hristos, este unsul.
Și noi nu mai avem maramă, noi mai avem descoperire, pentru că Domnul Iisus a venit, l-am văzut, avem Evangheliile. Vedem viața Lui. Înțelegem că Iisus este unsul. Cine crede că Iisus este unsul, este născut din Dumnezeu. Și avem epistolele care explică legătura aceasta între Iisus din profeții, Hristosul, unsul din profeții cu Iisusul din Evanghelie, se face legătura și vedem în chip dezlușit pe Domnul Iisus Hristos explicat și avem doar nevoie de deprindere. Deprinderea aceasta, deprinderea trupiască de puțin folos, dar evlavie, adică angajamentul acesta de a învăța este folositor în orice. Să vedeți, să aduc niște pilde din viața reală. Ai o meserie, ești medic, da? Dar nu mai profesezi o vreme. Ți-ai pierdut ce? Deprinderea. Vorbești o limbă străină, dar nu mai vorbești mult timp. Eu am acum un angajat care e din Republica Moldova și mai schimb cu el că rusește. Și într-o zi mi-am amintit un cuvânt așa de simplu, dar n-am vorbit de 20 de ani. Am uitat. Dacă ai deprindere, zice, ați ajuns să aveți nevoie. Nu este obișnuit, trebuie să fim obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să citim profeții ca să pătrundem tâlcuirea, nu numai pentru noi, și pentru alții. Să pricepem ce vrea Dumnezeu să spună și să putem să fim în stare să tâlcuim. Să fim în stare să răspundem celui care cere socoteală de nădejdea care e în noi. Fratele Mia, în închisoare, a compus o cântare. A ieșit afară, a pus-o pe hârtie și cântarea vorbea despre tâlharii care m-au chinuit sau care m-au legat. Și l-au anchetat securitatea după închisoare și ce auzi, în stropa a doua, ai scris despre tâlharii, ce noi suntem tâlharii, așa-i, care te-au chinuit, eu zic. Și zice fratele mie, ce tot în stropa a treia, zice, am scris despre Iisus care m-a mântuit. Zice, dumneavoastră, credeți că Iisus a fost o persoană reală sau fictivă? Și ei zic, a fost fictivă, nu puteam un comunist să zică că crede că Iisus e reală. Păi atunci și tâlharii sunt persoane fictive. Și zice, dacă vreți să știți, tâlharii sunt păcatele mele care m-au ținut legat și mi-au furat tinerețea și viața și m-au gândit. Așa explicat și nu mai avut omul ce să-i zică. Conform promisiunii, când veți fi dat din mâinile lor, vă voi da un duc și o înțelepciune care nu-i vor putea răspunde toți potrivnicioși voștri. Au apelat la o pildă. Cântarea avea o pildă, o metaforă, dacă e să vorbim așa. Metafora tâlharului care îți fură, care te fură, da? Tâlharul, hoțul care ți-a furat tinerețea, a fost păcatul. Și Domnul Iisus este Mântuitorul care te-a scăpat de tâlhar, da? Aceasta este obișnuința cu cuvântul despre neprihănire. Acest lucru am vrut să-l spun pentru că noi suntem în situația în care Domnul Iisus ne spune așa: luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Acum, harul este înmulțit și mai mult. Noi, în general, nu prea putem înmulți lucrurile, obiectele. Dacă gândul nostru este la obiecte și la lucruri, ce nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă avem deprinderea să ne gândim la lucrurile din lume, urechea noastră se tăbăcește. Dacă avem deprinderea să ne gândim la lucrurile din lume, urechea noastră spirituală, auzul nostru sufletesc, auzul cuvântului Dumnezeu se tăbăcește. Și pământul care suntem noi se face arid, se face uscat și cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate pătrunde. Să fim foarte atenți. Gândirea la lucrurile lumii este moartă. Ne trebuie să avem un timp al vieții noastre, în care al zilei noastre, al fiecarei zi, în care să fim Maria. Trebuie să avem un timp în care inima noastră nu se gândește la meseria noastră, nu se gândește la visele noastre, nu se gândește la lucrurile de pe pământ, ci se gândește la cuvântul lui Dumnezeu. Se gândește la Isaia, se delectează de Iosif, se delectează de Ieremia, se delectează de Moise, de Iosua și de viitorul pe care Domnul Iisus l-a arătat în Noul Testament, când zice, ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul? Ați văzut cu tare? Și totuși, zice, n-a loc. Ei n-au primit cele care se păgăduit ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Mi-am primit o întrebare pe internet. Auzi, la răpire. O întrebare simplă, puneți-vă. Eu nu i-am răspuns brusc.
la răpire vor fi răpiți și cei care au murit în Vechiul Testament? Va fi răpit? O întrebare pe care mulți și-o pun. Eu cred că da. Pentru că a fost făcut una cu ramurile credincioase din măslin. O parte din ramuri au fost tăiate și cei ce sunt ai lui Hristos, cei ce au avut Duhul lui Hristos în ei, vor fi împreună cu Hristos. Prorocii din vechime au avut Duhul lui Hristos. Duhul lui Hristos care era în ei când vorbeau mai dinainte despre patimile lui Hristos și slăbile de care aveau să fie urmate. Noi trebuie să facem această legătură. Trebuie să avem această deprindere a minții noastre, ca să nu fim nici greoi la auzit, nici tăbălciți la ureche, ci să nu fim nici greoi la pricepere. Trebuie să avem această deprindere sufletească de a mesteca cuvântul lui Dumnezeu, de a băga degetul în Biblie și de a căuta și colo și colo. Acum ne ajută foarte mult aplicațiile de căutare în cuvântul lui Dumnezeu, când poți să cauți, îți vine în minte un verset, imediat afli unde-i, te uiți la context. Cunoștința crește și datorită acestor lucruri. De ce a lăsat Dumnezeu Facebook-ul? De ce a lăsat Android? De ce a lăsat Google? Ca să poți să cauți într-o secundă, să nu trebuiască să mergi în nu știu ce muzeu, să nu trebuiască să mergi pe nu știu ce șantier arheologic. E bine, dacă unde a fost în vara asta multe, dar nu trebuie să mergi. Poți să cauți pe Google atâtea lucruri care scrise în profeții. Duminica trecută am vorbit despre fenicieni. Fenicienii, unii, scananiții din Biblie, Tir, Sidon, Fenicia, toți sunt același lucru. Trebuie numai să traducem bine. Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit și prin războaiele din Antichitate. Și dacă căutăm și citim cărți, dacă priceperea noastră se deschide, dacă căutăm să citim profeții, oare profeții și-au pierdut vremea? Când Dumnezeu a lăsat în cartea Lui scris, auzi, du-te, ia un brâu, du-te la Eufrat, vin înapoi. O mergi degeaba profetul când la Eufrat și-a venit înapoi. Noi nu avem timp nici măcar atâta, el a pierdut două luni, poate să meargă până la Eufrat și să vină înapoi. Noi nu avem timp 20 de minute să-i citim profeția. Lucrul acesta vă îndemn să-l faceți, să dați timp în fiecare zi pentru creșterea sensibilității auzului sufletului. Creșterea sensibilității auzului sufletului. Să dați timp în care nu faci nimic, nu te gândești la nimic, ci la cuvântul lui Dumnezeu. Ești Maria. Să dai timp să fii Maria. Să stai jos. Să citești, să meditezi, să legi lucrurile între ele. Nici o prorocie de la Dumnezeu nu se tâlcuiește singură. Să nu fii ascultătorul YouTube înșelându-te singur, ci să legi prorocia aia cu aia la altă, să vezi contextul în care e scrisă, să vezi cum s-a împlinit, să cauți pe Google, să vezi, mă, oare ce se întâmplă cu ăștia? Cum a fost distrugerea Tirului de către babilonieni? Slujbă grea împotriva Tirului. Ia să vedeți, scrie ceva. Nu, n-am găsit slujbă grea împotriva Tirului, am găsit puțin. Dar am găsit premiul pe care l-a primit Nebucanețar de la Dumnezeu pentru că a avut o slujbă grea împotriva Tirului. Am găsit al doilea soanului. Am găsit foarte clar arătată. În Egipt nu pot merge, că nu-mi place acolo. Dar pe internet se vede foarte clar. Muzeografii nu vor vrea să prezinte aceste lucruri. Istoricii lumii au părerile lor despre istorie și istoria este o armă ideologică în ziua de azi. Oamenii folosesc istoria ca să-și îndească scopurile. Dar Dumnezeu, istoria americană zice history, este istoria lui. Istoria Domnului Iisus însuși. Pentru că a trebuit să vină la împlinire ceea ce este scris, pedepsele asupra Egiptului, a trebuit să vină la împlinire ridicarea unei fiare cumplite din mare. Roma s-a ridicat înainte de Babilon. Era deja Roma. Și era o republică puternică, dar când s-a declarat fiară, când a învins fiara a treia, era deja regat. Era deja rege și lucrul acesta a fost un lucru uimitor. Cum o republică se transformă regat într-un dictator care se numește Cezar August. Dar ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, toate lucrurile acestea au fost aduse la îndeplinire și acum avem posibilitatea să le studiem și să le comparăm cronologic și logic profețiile cu istoria și să rămânem uimiți de exactitatea pe care Dumnezeu a lăsat-o în profeție. Această exactitate ne vorbește despre un viitor, ne vorbește despre o pedeapsă și ne face să ne smerim și să ne punem la inima aceste lucruri ca să nu fim înșelați. Să credem doar că știm sau să
Scopul final al învățăturii trebuie să fie angajamentul. Trebuie să fim angajați în a vesti acest lucru. Fiecare din noi să fie în stare să învețe din Cuvântul lui Dumnezeu pe celălalt care nu știe. Amin. Amin. Să citim pasaj din capitolul 12 de 2 Corinteni. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedenile descoperite de Domnul. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost un trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost un trup sau fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. A fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit un om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun că ți-aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngând. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu, că ce ți de ajunge puterea mea în slăbiciune este ruptă de săvârșită. Deci mă voi lăuda mai mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în frigoniri, în simtoleri, pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Am ajuns nebun, voi m-ați silit, dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic, n-am fost mai pe jos de acești apostoli așa de minunat. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdare, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai pe jos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost sarcină. O, iertați-mi nedreptatea aceasta, iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Cei drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinților, ci părinții pentru copii. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit, poate mai puțin rămân la acest pasaj și vreau să am citit puțin săptămâna asta, am avut așa o stare de oboseală, dar Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru noi și este lumină. Când în oboseala noastră, când din ocuparea noastră, ca un refugiu mergem pe Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu își face efect în mintea noastră și ne luminează și pricepem de fapt că suntem în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, El are un plan cu noi și atunci când noi nu vedem, noi suntem în planul Lui și ne bucurăm că El își ține făgăduința. Domnul Iisus când a venit în lume a fost respins, a fost batjocorit, nu a fost primit de către oameni. Pavel atât de mult semăna cu Domnul Iisus că El la rândul Lui, cred că nimeni ca El nu a fost atât respins, atât batjocorit, atât chinuit. Așa cum spune El în capitolul 11, de trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a format corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Desigur, în călătorie, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharului, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii
încercați întrumergi în pustie peste tot întrumergi. M-am gândit așa, Doamne, dar dacă ai vrut să faci din Pavel un mesager, de ce nu ai creat condițiile gândind omenești așa? Să poată să aibă și resurse financiare, să poată să fie pregătit locul, totul, ca să poată să vestească clar cuvântul lui Dumnezeu, nu să facă gălăgie ceilalți în jur și să cășnească din dinți. Dumnezeu a găsit că aceasta este metoda cea mai mare, cea mai bună prin care se vestește cuvântul atunci când pământul, când carnea este sfărâmată, când carnea rămâne fără putere și atunci omul din interior, pe persoana Domnului Hristos, își face auzit glasul și reflectă lumină. Apostolul Pavel a fost discreditat, dar nu vedem la el acel duc de răzbunare, nu vedem la el acea gelozie carnală. Eu când am fost respins de cineva sau când ceva m-a bârfit, am simțit într-adevăr că sângele lucrează în mine. Și nu am simțit bucurie în slăbiciune, așa cum spune el, și nici în defăimări. Carnea încă lucra cu putere în mine și n-am putut să trăiesc această trăire pe care a avut-o Apostolul Pavel. Dar el spune, e nevoie să mă laud măcar că nu este de folos. Haideți să ne întoarcem la descoperirea Domnului. Și el vorbește aici în mod impersonal, nu se scoate pe sine în evidență. Am observat, de fapt, și în mărturiile pe care creștinii le fac, mărturia întoarcerii la Domnul. Și se fac multe exagerări și acolo, încât atât de mult crește persoana celui care face mărturia, încât nu se mai vede persoana Domnului Iisus Hristos, cel care face și trebuie să facă transformare. Puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită în slăbiciune. Este un paradox aici. Citeam despre William Wilberforce, care a fost un promotor al abolirii sclaviei în Imperiul Britanic. El era un om așa de slab, pricăjit, că zicea că n-a mâncat de luni de zile. Și un martor spunea, am văzut dintr-o dată un crevete transformat într-o balenă. Așa forță avea, așa putere de convingere avea, să arate de fapt că omul nu trebuie să fie stăpân peste alți oameni, ci numai Dumnezeu cel care l-a creat. Pavel spune că despre acest om care vorbește în personal și apoi sigur că se identifică. A fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit un om să le rostească. El nu a spus, măi, voi vă dați seama cine sunt eu. Nimeni n-a mai fost ca mine, răpit, dincolo de tot, de universul acesta creat, acolo unde este tronul lui Dumnezeu. Și am auzit cuvintele lui Dumnezeu care nu se pot rosti. Acesta sunt eu. Nu. El a spus, cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Deci ce vrea să spună Pavel? Dacă era altcineva, o altă persoană, cu siguranță că aș fi avut cuvinte de apreciere asupra acestui om care, prin care Dumnezeu a lucrat așa. Dar întrucât mă privește pe mine, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă ar vrea să mă laud, n-aș fi nebun. Aș spune adevărul. Dar mă gândesc la consecințe. Vreau ca nimeni să nu aibă despre mine o părere mai înaltă decât ce vede și aude în mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestui descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă spălmuiască și să mă împiedice să mă îngâm. Îngâmfarea este lucrarea diavolului. Și terenul este carne, firea pământească. Când un om știe că are cunoștințe mai mult decât altcineva, există această ispită de a se îngânfa. Și Dumnezeu cea mai măsură de precauție la Pavel, având în vedere că avea cea mai mare descoperire, nimeni nu avea, și atunci sigur că și-a luat măsuri de precauție prin acest setul. S-a scris mult despre ce este acesta, ce a fost o boală,
Nu știu. Nu spunea cineva, zice, vă spun un secret referitor la acest țepus. Zice, nici eu nu știu, acesta este secret. Dumnezeu nu a găsit de cale să ne spună ce anume. Pentru că nu am vrut ca altcineva care avea ceva asemănător să creadă că este capabil. Fiecare dintre noi avem un țepuș al nostru, fiecare dintre noi avem ceva care ne-am dorit să ne fie luat. Dar ne-am rugat, poate că am stăruit la Dumnezeu și Dumnezeu l-a lăsat acolo. Să-l vedem, de fapt, ca un micro de precauție pe care Dumnezeu l-a luat în ceea ce privește persoana noastră, ca să nu putem să ne îngânfăm, să nu putem să trecem de limitele a ceea ce Dumnezeu cere, ca să fim sare și lumină în această lume. Spunea cineva, oare biserica are efect asupra lumii? Lumea așa are drumul ei, biserica își are drumul ei. Da, biserica are efect asupra lumii. Ea este sare și lumină. Biserica este cea care conservă lumea aceasta. După ce va fi răpită biserica, atunci se va vedea ce a însemnat biserica și nimeni nu a luat în seamă lucrul acesta. De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigonie. Eu v-am mărturisit, n-am simțit plăcere în defăimare. Și am simțit că sângele lucrează în mine. Deci pe acest lucru să stăruim. Apostolul Pavel vine și dezminte pe cei care cumva, dezminte, vrea să își poată la iveală, de fapt, minciuna care se vorbea. S-au spus despre el că l-a trimis pătit și încă un frate să aducă colectă, să ducă la Ierusalim bani, o parte din bani, probabil că au rămas la ei, sunt vorbea multe. Și Pavel vine, zice, nu. Din contra, zice, în adevăr, în ce ați fost voi puși mai pe jos decât celelalte biserici afară, doar numai că numai eu, sigur nu v-am fost o povară. Și apoi, sigur, cu ironie, iertați-mi nedreptatea aceasta, spune. Iată, sunt gata să vin la 3-a oră la voi și tot nu vă voi fi o sarcină. Nu trebuie să pregătiți, să vă pregătiți financiar. Cei drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copii. A dat pildă aceasta. Și apoi spune, și eu, ca și părinte, duhovnicesc al vostru, voi cheltui prea bucuros din tale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit. Poate mai puțin. M-am cercetat citind acest aspect din viața Apostolului Pavel și mi-am aplicat și mie. Și, într-adevăr, am găsit multe de condamnat în mine. Dumnezeu ne știe, Dumnezeu ne cunoaște și El, în planul Lui, ne-a prins și El ne duce acolo unde ne-a spus. Zice că Avraam a plecat spre țara Canaan și a ajuns în Canaan. Aceasta era afirmația pe care o face Cuvântul Lui Dumnezeu. Problema este așa, cei care ne-au vorbit de rău, cei care ne-au bârfit. Cum ne raportăm la ei? Pavel spune, vă voi cheltui pentru voi, pentru că vă vreau pe voi, nu bunurile voastre. Celor care ne-au greșit, cât trebuie să iertăm? Cât am fost și noi iertați de Dumnezeu. Acesta este felul. Pe cei care nu ne iubesc, suntem datori să iubim. Când, cum? Să stăruim asupra acestor lucruri și astfel mintea să ne fie trează, inima să ne fie caldă și să putem să îi aducem pe toți oamenii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, așa cum Apostolul spune, mă voi cheltui prea bucuros, pentru că eu nu caut ce aveți voi, bunurile voastre, ci pe voi vă vreau. Amin. Sunt un bulgar de nimic, 149.
Când un lume de nimic, Sfântul strop de nouă soare, dar cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai mare, dar cu cât mă văd mai mic, poate tu, poate tu te vezi mai mare. Dacă lume-i mai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, poate tu, poate tu te vezi mai bine, cu cât sunt mai nevăzut, poate tu, poate tu te vezi mai bine. Vin din cer mi-ai dat să sor și pe ochi mai uns cu tine. Și cu cât eram mai jos, poate tu, poate tu mi-ai dat lumină. Și cu cât eram mai jos, poate tu, poate tu mi-ai dat lumină. Doamne, când suntem noi doi, n-are cel vicrean ce-l face, și cu cât îi duc război, poate tu, poate tu mă-nbraci în pace, și cu cât îi duc război, poate tu, poate tu mă-nbraci cu pace. Dar din toate câte rai, le păstrezi tu